Zilele acestea a avut loc 25 a 25-a sesiune ordinară a adunării generale a Asociației Comunelor din România. Județul Mehedinț a fost reprezentat de președintele Acor Mehedinți, primarul Comunei Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, care ocupă și funcția de vicepreședinte în conducerea națională a organizației. La eveniment au fost de asemenea prezent și primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, dar și primarii comunelor și Șești și Ilovița. Principalul subiect al discuțiilor a fost dezvoltarea satului românesc. Asociația Comunelor din România este o organizație foarte importantă, deoarece cuprinde marea majoritate a comunelor din țara noastră și care are scopul de a veni în sprijinul administrațiilor publice locale în vederea dezvoltării comunităților din România. Este pentru prima dată când județul Mehedințe este reprezentat în conducerea națională a Asociației Comunelor din România prin președintele Acor Mehedinți Cătălin Drăgici, primarul Comunei Breznița de Ocol. Județul nostru se poate mândri cu foarte mulți primari care au arătat că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Dezvoltarea satului românesc, principalul subiect dezbătut în aceste zile în capitală, poate fi cu siguranță cel mai important motor de dezvoltare a economiei din țara noastră, având în vedere potențialul agricol, turistic și cultural al localităților din România. Acormei Mehedinți caută mereu soluții pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de administrațiile publice locale, dar în același timp este în permanentă căutare de noi oportunități de investiții care să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru.